Mulțumesc, Sorin Ioniță de la Expert Forum. Am o întrebare pentru voi. Toată această investigație, indicatorii pe care i-ați făcut, ne arată, cum ați spus, o fotografie la un moment dat și seamănă cu ce face Consiliul Concurenței când măsoară concentrarea pe o piață, vedem cât are cine și transparentizăm proprietarii. Avem însă indicii sau date dacă într-adevăr se și produce o manipulare a conținutului pe internet în momentul ăsta? Pentru că noi îi vedem acolo. I-ați dezvăluit teza, Righiță, aia pe care îi știm. Se întâmplă ceva cu conținutul așa cum media se întâmpla și știam foarte bine că concentrarea nu era degeaba, pentru că asta cred că ne întrebăm toți acum și ne îngrijorează, dacă ei pur și simplu sunt niște business people care, mă rog, se ascund din diverse motive, dar au interese comerciale sau au și alte interese decât cele comerciale. Iar la manipulare mă refer strict la conținut, nu faptul că mânăresc licitații publice, pentru că e o problemă de legislația achizițiilor, nu ține de internet. Nu avem vreo dovadă că în România s-a lucrat la conținut. În schimb, în alte țări care au intrat în cercetarea noastră, am văzut lucrul ăsta. După cum am spus la început, au fost colegi de-ai mei care s-au trezit cu e-mail-urile, știu eu, folosite de către criminali. Au fost colegi de-ai mei care au fost înregistrați prin camera computerului după ce grupări de crimă organizată sau guvernul a avut acces la ISP și a putut să instaleze diverse tipuri de malware. Am avut în România, nu, chiar noi la Rise am publicat scandalul acela cu Hacking Team, compania italiană care a avut întâlniri și aici în țară cu diversi oameni ca să le vândă softuri din astea de supraveghere. Dar nu avem vreo dovadă concretă că s-au umblat la conținut, că domnul Ghiță sau știu sau Doica Telecom sau altcineva a umblat la conținutul de pe internet. S-a întâmplat în Ucraina, în preajma Maidanului, s-a întâmplat, da, evident, în Rusia, s-a întâmplat în Azerbaidjan, unde colega noastră Khadija Ismailova este acum la pușcărie, da, în țările acestea problemă. Ce vreau să spun este că, bun, Paul a spus că fiecare țară, fiecare cartea țării este acompaniată de un articol unde sunt descrise lucrurile acestea. Dar rezultatele proiectului care a fost centrat pe sectorul privat, deci pe internet service providers proprietarilor, pot fi comparate cu alte studii care se uită, spre exemplu, la internet, dar din alt punct de vedere. Spre exemplu, Freedom House, care se uită la efectiv cazuri de infringement, deci cenzură, încălcare ale drepturilor omului. Și se pot face comparații. Și noi vrem să facem lucrul acesta, dar invităm pe toată lumea să se uite la datele acestea în felul acesta. Deci, dincolo de tot ce reiese din articolele de pe platformă, există Freedom House și Reporters Without Borders, care publică anual chiar rapoarte despre libertatea în domeniul internetului și ele sunt mai degrabă focusate pe implicarea statelor în modul în care se folosește internetul, dacă există cazuri de cenzură și așa mai departe. Deci din corelarea celor două se pot trage concluzii mai, să zic eu, comprehensive asupra imaginii. Mulțumesc! Este cea mai grea întrebare. Și ceea ce a făcut ca media ownership să nu fie preferată ca temă de prioritate zero în Uniunea Europeană sau în fine lumea academică și nu doar. Pentru că este foarte greu să dovedești legătura directă dintre acționar și conținutul care este difuzat și aici iau exemplu clasic pe televizor. Problema este că ce pui înainte? Ce a fost înainte, ou sau găina. Dacă nu știi cine sunt, cine este în spate, nici măcar nu spui problema că poate avea un interes politic sau un interes de un anume fel, o legătură cu crima organizată și că poate, prezumtiv, evident, cu prezumția de nevinovăție, să existe o problemă acolo. De pildă, la Sorin Ovidiu Vântu era prin 2003, când scriam primul public
primul raport pentru un public de afară, din păcate, că în România nu prea era nevoie de o astfel de informație, în care menționam că Sorin Dovinu Vântu este presupus în spatele realitatea TV pe vremea aceea. Sigur, documentat. Presiunea, după aceea, publicând raportul în țară, a venit astfel încât CNA s-a trezit și a pus presiune pe proprietari să vină și să se autoraporteze până la persoana fizică la CNA, lucru care e în vigoare până astăzi. Deci dacă mergeți pe site-ul CNA, vedeți proprietarii televiziunilor, lucru care a plecat de la acest studiu și te-a pus această presiune. Sigur că nu puteai, chiar dacă erau zvonul, nu puteai să faci o legătură directă că e Vântul în spate, dacă tu nu știai măcar că există Vântul în spatele acelei televiziuni. Noi, în domeniul internetului, suntem la stadiul în care cine o fi în spate? Adică suntem foarte departe în această zonă și sigur că de aici până la a demonstra ce legături subtile sau cum se poate influența și nu doar, nu vorbim numai de conținut, că aici suntem într-o industrie sensibilă, vorbim, cum spuneam mai devreme, accesul la acces. Când măsurăm concentrarea, nu măsurăm precum Consiliul Concurenței, nu ne interesează Ferhindal Index, ne interesează, să zicem, și acela. Ne interesează afilierea politică și concentrarea afilierii politice sau concentrarea afilierii la crimă organizată. Pentru că atunci deja îți pui niște întrebări și te gândești că, practic, în orice secundă, conexiunea ta de net este în mâinile unor grupuri. Lucru pe care nu ți l-ai fi pus, întrebare pe care nu ți-ai fi pus-o până atunci. Sunt aspecte mult mai sensibile, uneori nu sunt atât de evidente, de aceea dorim să aducem această valoare adăugată pe interpretarea datelor brute, care sunt extraordinar de valoroase, aș zice eu, și chiar dacă vedem o modestie a colegilor noștri de la Rise Project, de la OCCRP, sunt pentru prima oară aceste date publicate la nivel de structurare, la nivel de legături, la nivel de interrelaționare în aceste țări, nu doar în România, dar în aceste țări din regiune. Și odată ce le avem, putem să construim pe ele. Avem exemplu în Turcia, unde internetul a fost folosit în mod evident. Nu mai spun că sunt articole în presa de afară, ce s-a întâmplat cu primăvara arabă și cum a fost folosit internetul. Deci nu putem nega faptul că internetul este un mijloc de comunicare extrem de folosit. Știm bine și noi cu SMS-ul, cu Congo și cu alte lucruri care au fost folosite, bine, un pic din altă zonă, nu neapărat internet. Dar este clar că suntem foarte la început și orice input, orice idee care ne este dată, orice dezbatere pe care o deschidem la Comisia Europeană, după ani de zile, acum vreo 3 ani, s-a realizat prima oară Media Pluralism Monitor, având în centru, este un studiu complex, care are în centru Media Ownership. Până atunci, Media Ownership era o temă care nu trezea interesul autorităților de la Bruxelles. Pe același model, noi dorim să impunem și să lărgim dezbaterea, nu doar uitându-ne la media clasice, care își pierd din rolul lor. Ne place sau nu ne place, își pierd, ca în povestea aceea care vă spuneam, citatul din Umberto Eco. Lucrurile se integrează și orice semnal care poate fi observat chiar de un utilizator, credem că are un suport mai bun cu aceste date. Îmi cer scuze pentru explicația poate un pic mai lungă, vă rog. Sunt Radu Mușetescu, la SE București, academic, să zic așa, și întrebarea mea este, să zic, tehnică, da? Ați avut în vedere doar proprietate sau și control? Fiindcă controlul este un domeniu sau un concept mult mai larg decât cel strict de proprietate și sunt zeci de mecanisme prin care se poate controla o companie fără să o deții. Da, evident. Noi ne-am uitat, ce am făcut a fost să analizăm mii și mii de documente de la registre ale companiilor din multe țări, deci evident ne-am uitat direct la structurile de ownership, la oamenii care sunt în spatele. Acum, de exemplu, așa cum spunea Atanas, dădea exemplul lui Malofeev din Bulgaria, ăla era un exemplu de control fără a fi proprietarul acelei infrastructuri de internet, acelei infrastructuri telecom. La asta ne uităm în investigațiile noastre. Nu puteam să punem în baza de date, unde trebuie să punem documente seci și legături clare între oameni, nu puteam să punem influența. Însă materialele de investigație, tocmai de aia le atașăm acestei baze de date, fiindcă acelea spun povestea și influența este povestea până la urmă. Noi, de exemplu, ne uităm și la alte povești din zonă. Sunt state în regiunea noastră care doresc să-și creeze propriul internet. E toată discuția asta despre
servere și datele pe care știu eu le are Google sau Facebook, pe care Rusia vrea să le dețină în momentul în care e vorba despre cetățeni ruși care își fac conturi acolo. Deci sunt multe, multe discuții și sunt multe lucruri care se întâmplă când vine vorba despre infrastructură. Și de cele mai multe ori în țări, precum Azerbaijanul, influența vine direct de la guvern. Adică este domnul Aliyev care spune, care dictează, sau consilierii lui, sau știu eu. Deci încercăm să arătăm și influența, numai că asta este mult mai greu. Și aici intervin alte tehnici jurnalistice, interviul, munca de teren, observația directă, lucruri care nu pot să reiasă din documentele astea pe care le-am postat pe site. Aș dori să spun în completare, de fapt, și cu ce spuneam anterior, perspectiva riscului. Aceasta este, de fapt, abordarea și legătura între structurile de proprietate concentrate, atenție, deci e important să ne dăm seama că ele au o concentrare la care se adaugă afilieri politice, legături. Dar nu vorbim de un pluralism, vorbim deja de o concentrare din start. În momentul în care ai o concentrare din perspectiva aceasta, există un risc uriaș. Și totdeauna legătura între ce efect are, ce impact imediat, unde a fost apăsat butonul și s-a influențat conținutul sau s-a influențat accesul sau s-a tăiat accesul. Sigur că nu vrem să ajungem, eu nu vreau să ajung în situația colegilor din Azerbaijan sau în situația Ucraina sau în situația Turcia, în care să mi se taie accesul, să se apese pe un buton, sau în situația colegilor din Bulgaria, cu tot respectul pentru colegii din Bulgaria și pentru autoritățile din Bulgaria că au oprit, vă rog, dar nu aș vrea să ajungem în cazul Vivacom din Bulgaria, unde un om de al lui Putin aproape că preluase o companie care avea o cotă uriașă din piață. Înțeleg că dorește să intervină și colegul nostru din Bulgaria. You know that big internet providers, they are carrying a lot of data, so they are carrying also state data between state agencies. And we don't have, for example, in Bulgaria, this culture to encrypt everything. And when you transfer some data from one agency to another, the owner of the cables can spy on them without any warrant, of course. We had a very good example. I'm sorry, I couldn't finish the paper, but one day, a bank sent the police and with the judge to seize the computers and the servers of one big cable provider. An hour later, a squad of national security guards came with the weapons and chased and evacuated the police and the bank from this place, because those was the server of the secret services. They wanted to take over. And the operator who is operating the cables and the servers is connected also to another, well, let's say, organized crime figure who managed to become at one point a counselor in the secret services. So you see that it's not only about business, it's also about very sensitive matters in the state. If you have access to the cables, if you have access to the servers, to the data, you can blackmail people, you can win tenders, you can do a lot of things. So it's important to know who is who in this field. Mulțumesc pentru prezentare. Numele meu este Adam Sunbrook, sunt de la Ambasada Marii Britanii. Am două întrebări, dacă îmi permiteți. Unul este foarte simplu. Care sunt cele alte 7 țări pe care ați menționat, pe care mai faceți investigații? Și celălaltă întrebare este că și același temă decât domnul Ioniță. Ce ați spus despre legături politici și legături cu dosare în instanțe? Dacă mie mi se pare destul de neclar ce vreți să spuneți cu asta, puteți să ne dați un exemplu din unul dintre aceste legături pe care trebuie să fim îngrijorați? Da, acestea
Acestea sunt țările. Le aveți și acolo pe ecran, nu știu dacă se vede foarte bine. România, Bulgaria, Ungaria, Croația, Republica Cehă, Slovacia, Serbia, Ucraina, Moldova, Armenia, Georgia și Slovenia. Deci acestea sunt țările pe care le acoperim. Deocamdată doar, și mai avem, de fapt, cercetare în încă două țări, dar asta o să publicăm mai târziu. Și urmează, toate aceste țări urmează să fie postate online până în noiembrie, 18 noiembrie, când vom avea lansarea la Bruxelles a întregului proiect. Sunt mai multe situații, dacă ne uităm pe datele de aici, să mă uit la Bulgaria, avem vreo 6 provideri care sunt legați de cazuri în instanță și ne-am uitat doar la cazuri criminale, doar la corupție, crimă organizată, evaziune fiscală de nivel mare. În România, adică ce înseamnă asta propriu zis? Înseamnă că atunci când o să mergeți pe triul acela, când o să mergeți pe structura de proprietate propriu-zisă, să zicem aici, o să vedeți că există, de exemplu, aici 270 de entități, 399 de legături, 114 oameni, 62 de companii și aceste persoane, de exemplu, sunt legate de 6 cazuri aflate în justiție. Ceea ce înseamnă că au fost anchetate pentru corupție sau evaziune fiscală sau alte tipuri de criminalitate și că dânsii fac parte din structura de proprietate a providerului de internet. Deci noi nu spunem că providerul de internet este criminal, firma în sine. Spunem că persoane din structura acelui provider au fost anchetate pentru corupție și au fost trimise în judecată pentru corupție sau pentru alte acte de crimă organizată în unele cazuri. Am făcut același lucru și la Media Ownership. Ne-am uitat după indicatorul ăsta unde, în primă instanță, am găsit foarte puține cazuri de oameni care aveau cazuri din astea în instanță și după ce am publicat, au apărut o grămadă de anchete, a luat avânt așa lupta anticorupție în România și o grămadă dintre oamenii ăștia. Unii sunt acum după gratii. Da, Adrian Sârbu, domnul Voiculescu, sunt mai mulți care au fost. Vom avea la un moment dat niște iconițe care înseamnă proces, într-un ciocănel așa în instanță. Mi-e greu puțin cu o singură mână să caut aici. Dar dacă vă uitați în structura asta, o să vedeți oameni care sunt legați de simbolul ăsta, ciocănel. Aici, de exemplu, ăsta este proxy. Deci în momentul în care vedem șlapi, aia înseamnă proxy. Aici înseamnă partid politic. Aici este o investigație criminală unde este vizată chiar o firmă. O firmă care este acționar la unul dintre ISP. Deci e vorba de firma Girexim și asta are o legătură cu un domn primar care a fost reținut în prima fază și firma aceasta este direct implicată în structura de proprietate a unui ISP de aici din România. Noi nu susținem că acești ISP sunt criminali. Nu putem să spunem așa ceva. Adrian Vasilache de la Hot News. Din punct de vedere al consumatorului final, există o platformă unde poate intra? Mi se pare foarte complicat arborele. Există vreun sistem de căutare? Cineva să intre să dea căutare după Zoltan Tesari sau Adrian Sârbu? Asta una la mână. Deci pentru utilizatorul final. Doi, Manuela spunea de Adrian Sârbu că este prezent în acționariatul unui furnizor de internet. Poți să spui care este mai exact? Mediasat. Mediasat. Da. Și pe partea de, o să avem o căutare. De fapt o să avem listă de entități. Fiindcă, într-adevăr, vizualizarea îți arată toate legăturile, dar mai ales când e vorba, uitați-vă ce încrângături sunt aici, adică vorbim de foarte, foarte multe entități și e mai greu să le urmărești, trebuie efectiv să mergi pas cu pas. Însă vom avea listă implementată, Cosmin deja a lucrat la ea, el este programatorul care dezvoltă sistemul și o să avem, mai ales fiindcă vrem să fie utilizabilă partea asta de vizualizare și pe mobil.
dar evident că va fi implementată și pentru desktop. Și da, în momentul în care vom avea listă, poți să faci, să pui filtre după multe criterii. Vrei să vezi doar cazurile din justiție, vrei să filtrezi doar persoanele, doar proxy-urile, doar offshore-urile, doar, știu eu, companiile care dețin cablu, companiile care dețin satelit, care dețin, știu eu, care sunt ISP. Menționez că aceasta este o lansare a unor rezultate preliminare și cred că se vede cât de complex, cât de mare este complexitatea acestor date. Sigur că noi spunem că aceasta este fundația. Este destul de frustrant, îți construiești ceva și ai pus fundația. Nu prea se vede rezultatul imediat. Este evident că nu e pentru utilizatorul obișnuit. Utilizatorul obișnuit se duce la pe site-ul Ancom, în fine, e un programel special, și vede ce furnizori de internet sunt în satul lui sau în orășelul său. Dar nu despre asta e vorba, noi vrem să aflăm cine este în spatele business-ului și pe o rută foarte îndepărtată, adică până la cei mai îndepărtați, să zicem așa, acționari ca persoane fizice, pentru că acesta este un univers complet nedescoperit, un univers invizibil, i-am spus noi, care poate nici nu capătă relevanță la primul click. Va trebui să analizăm și abia aici o să venim cu această mașinărie de analiză și de scos până la urmă relevanța din aceste date brute, care din punctul meu de vedere sunt inestimabile, că dacă nu le aveam nu puteam să analizăm nimic. Deci cred că este, până la urmă aceasta este frustrarea pe care o dă orice premieră. Când scoți pentru prima oară în public niște date, îți asumi eventuale limite, eventual feedback, nu știu, poate mai trebuie verificări și cross-verificări, care oricum au fost, dar poate e important să fie totuși lansate la apă ca să ai întreaga privire, dar mai mult decât atât îți dă voie să sapi. Ai cu ce să sapi, ai pornit de la ce. Și din punctul nostru de vedere, abia începe greul din această perspectivă, inclusiv cu monitorizarea potențialelor semnale. Adică noi, având aceste date sau cine se uită la ele, evident un cunoscător, că nu e pentru publicul larg, observați, nici nu am adus presa la modul clasic, ci doar specialiști sau oameni care au legătură cu domeniul, un cunoscător poate să observe, să ridice un steag roșu dacă știe deja niște lucruri de background, așa cum dădeam exemplu cu Sorin Ovidiu, da, știam, câțiva dintre noi știam, probabil publicul a știut foarte târziu sau nu a știut niciodată, da, sau chiar cu Adrian Sârbu, care pentru noi e o surpriză, la fel, subliniez, funcționează prezumția de nevinovăție, nu e nimeni acuzat de nimic, dar este totuși important să-l descoperim în această zonă. Chiar pentru noi a fost o surpriză, eu mărturisesc că nu știam că este implicat într-o companie care este un internet service provider important și care are o grămadă de legături. Dacă te uiți pe istoric, este fascinant. Nu putem, într-un eveniment ca acesta, să explicăm un arbore cu atâtea încrengături, cu atâtea ramificații. Aici o să urmeze al doilea nivel de analiză, când vom face publice, efectiv, analize legate cu interpretarea acestor date. Acum am lansat practic datele brute, sperând să fie de ajutor celor care sunt specializați și care pot până la urmă săpa în acești arbori. Și doar să dau că noi avem ambiții foarte mari și cu sistemul ăsta și cu alte sisteme pe care le-am dezvoltat. Săptămâna trecută am fost la Londra, la City University, unde organizația mea a făcut întâlnirea asta cu hackeri din mai multe țări, programatori civici, nu cei care fură din servere și din computere. Și una dintre problemele pe care am încercat să o rezolvăm și cred că am rezolvat-o, a fost scris deja script foarte interesant, este să poți să iei oricând entitățile din bază de date, cum e asta, și să le trimiți într-un loc unde, prin extragere de entități, poți să cauți, în, să spunem, în timp real sau în câteva secunde, să cauți peste seturi de date imense din toate țările lumii. Și aici vorbesc despre, deci a fost o întâlnire între organizații destul de mari, OCCRP, ICIJ, cu Offshore Leaks, Open Corporates, care probabil sunt principali indexatori de informație publică când vine vorba de companii. Deci noi practic vrem să creăm niște sisteme de căutare foarte complexe, din care să facă parte și Investigate Dashboard, să facă parte și Internet Ownership Project-ul și toate aceste baze de date pe care le dezvoltăm, nu doar noi la OCCRP sau la RISE, ci și multe, multe alte organizații din toată lumea. Fiindcă, de multe ori, e foarte important să poți să faci un minerit pe baze de date din alte zone geografice,
fiindcă ție îți pot da datele alea noi materiale de presă. Noi suntem jurnaliști, deci ne interesează povestea. Dar e important să ai un sistem de alertă, de exemplu să-i ai pe toți parlamentarii din România în timp real, să meargă tot timpul scrapere care să-ți aducă informație dacă a apărut pe undeva, pe o rețea socială sau pe un, știu eu, într-o bază de date comercială sau într-o... Deci sunt lucruri pe care noi vrem să le facem, dar toate astea durează puțin. Și de asta, dacă aveți sugestii despre cum să îmbunătățim sistemul ăsta în sine, noi suntem deschiși, e un formular acolo, e un link de contact în About și acolo puteți să luați legătura cu noi și să ne spuneți ce ați dori să vedeți schimbat sau ce considerați că nu funcționează. Mulțumim mult, dacă nu mai sunt alte întrebări, comentarii. Am putea spune, concluzionând ceea ce a spus Paul mai devreme, că utilizăm chiar tehnologia pentru a pune mai multă transparență pe tehnologie, dar nu doar tehnologia, ci și mintea umană. Mulțumesc mult de tot, vă invităm la discuțiile informale de la Cocktail.